În 1653, la domnia Moldovei vine Gheorghe Ștefan, poreclit și Burduja Vodă. Asta pentru că domnitorului îi plăcea să trăiască pe picior mare. Domnia i-a fost scurtă, cam 5 ani, și istoria l-ar fi dat repede uitării dacă nu ar fi lăsat urmașilor o frumoasă mănăstire pe Valea Cașinului. Această mănăstire începe istoria cunoscută a locurilor despre care vreau să vă povestesc azi. Ctitorul ei visa să fie aceasta cea mai frumoasă biserică din toată țara Moldovei, mai mândră decât Golia și Trei Erari, edificiile ridicate de rivalul său, Vasile Lupu, la Iași. Lucrările pentru ridicarea bisericii actuale au început imediat după ce Gheorghe Ștefan l-a rugat de la tron pe Vasile Lupu. Voia să rămână în conștiința urmașilor printr-o lucrare, așa cum marea majoritate a înaintașilor lui rămăseseră prin construcții deosebite. Era și singura modalitate de a rămâne în amintirea și în memoria urmașilor. A fost construit pe locul unui schit cu 7 călugări care exista deja pe moșia tatălui său, Dumitrașcu Ceauru, și el logofăt al Țării de Jos, într-un timp relativ scurt, pentru că și domnia a fost scurtă până la 1658, când a fost alungat de la tron de același Vasile Lupu, cel pe care l-a alungat și el. A fost construită de aceiași meșteri pe care îi folosise Vasile Lupu la construirea Goliei, de altfel și asemănarea dintre cele două biserici este vizibilă. Printre ei amintim Pricope Antin, Iacob Gavriloae, cei pe care a reușit să-i mai prindă. Parte dintre ei au fugit cu Vasile Lupu, parte au fugit pe cont propriu. Ajutați sau puși la dispoziție de Gheorghe Ștefan 2000 de țigani robi, care după aceea se spune că ar fi fost dezrobiți. Departe de a deveni o vatră de cultură, așa cum își dorea domnitorul Dolofan și Cărturar, mănăstirea îi va servi doar ca ultim popas înainte de a lua drumul pribegiei. De frica lui Vasile Lupu, Gheorghe Ștefan va trece munții Cașinului peste Clăbuc în Transilvania și va ajunge până pe țărmul Balticii, unde regele Suediei va dărui un castel să-i aline dorul de Moldova, care nu l-a vrut. După înlăturarea domnitorului Gheorghe Ștefan, mănăstirea Cașin va fi închinată muntelui Athos. Cum a fost această perioadă pentru mănăstire? Această perioadă, de fapt, întreg secolul XIX, a fost un secol înfloritor pentru cultura mănăstirii Cașin. Aici, prin neguminii cei mai reprezentativi, Isaia, Țării Grădeanu și Erotei, s-a dezvoltat o școală de copiști, o școală de traducători, rămânându-ne de la aceștia un exemplar din istoriile lui Herodot, un exemplar din Cazania lui Varlaam, cu inscripția că au fost traduse la Mănăstirea Cașin. Băcăoană în care se află mănăstirea Cașin poartă același nume. 4 sate cu oameni harnici așezate în preajma hotarului dintre Moldova și Transilvania. Dincolo de sat, drumul începe să urce spre culmile deja acoperite cu zăpadă. Mergem în munții Cașinului să prindem prima ninsoare din an.
mai puțin bătuți de bocancii turiștilor, munții Cașinului sunt un paradis pentru pasionații de vânătoare. Pădurile de aici fac parte din triunghiul de aur al Cerbilor, care se prelungește până la Soveja. Despre vânătorii celebri care au hoinărit prin pădurile acestea, poți afla zeci de povești dacă te oprești la Cabana Înțărcătoare. Cabana a fost construită în 1954 din ordinul lui Gheorghe Gheorghi Udej. Maurer venea aici la vânătoare de cerbi. Și ca să menționez întreaga pleiadă de lideri comuniști, vă mai spun că Nicolae Ceaușescu nu a vânat niciodată aici. El prefera să meargă la Pralea, peste deal. Oricum, în acele vremuri, aici în zonă, au fost obținute cele mai valoroase trofee de cerb și de urs din lume. Ce alte personalități, în afară de liderii comuniști, au mai vânat aici de-a lungul timpului? În afară de aceștia, poate cea mai importantă și care o avem noi în bază de date este Sadoveanu. Îi plăcea vânătoarea, venea frecvent și era și vânător. Era bun ochitor, aprecia, nu? Aprecia, îi plăcea zona, îi plăcea ceea ce era aici. Vânatul era și este de o calitate foarte bună. Cine sunt vânătorii de azi? Vânătorii de azi sunt oamenii care le place vânătoarea, își permit să o facă. Da, și e un sport de lux. E un sport nu atât de lux, dar condițiile aici impune și să fii vânător ca să ajungi ca să poți vâna ceva. Vânat mare, de la urs, cerb, lup și nu se vânează chiar așa de ușor și în orice condiții. Vin și vânători din afara țării? Vin și din afară, vin și din interior. Zona, de obicei sunt tradițional, zona le place, sunt legat aici cu un, facem și un silvoturism cinegetic, pescuit, vânătoare, ocolul silvic care în administrare și o păstrăvărie, două fonduri de vânătoare, administrează în integralitate fond forestier de stat. Și noi spunem că o administrează bine. Se spune că și Nichita Hrușciov a semnat în cartea de oaspeți a cabanei de vânătoare de la Înțărcătoarea. Azi, fosta casă de protocol poate fi închiriată democratic de către oricine. Camerele sunt renovate și amenajate pentru turiști. Pe drum de cabană își desfășoară activitatea una dintre cele mai vechi păstrăvării de stat din țară. Avem bazinele cu păstrăvi reproducători de fântânel. O să încercăm să scoatem. Uitați, deja se vede culoarea, cum s-au pregătit pentru nuntă, așa se spune, haina de nuntă. Se pregătesc pentru boiște. Asta înseamnă da. Că au icre, nu? Au icre, dar încă nu-și dau drumul. Am aici mai mulți masculi. Dar așa se ia un pește la mulți și ușor îl strângem de multe. Vedeți, deja lapții ies, dar femelele nu-și dau drumul la ei, cred că încă nu-i perioada optimă. Să vă arăt și o femelă, asta este o femelă,
se vede și culoarea după burtă este diferită față de la mascul. Ele au icre, dar nu-și dau drumul acum la icre, că nu-i perioada lor. Octombrie este perioada lor perioada de înferechire. Perioada octombrie se poate prelungi, depinde de temperatura de la apă. Uitați. Au lapți, dar nu este perioada pentru reproducere acum. În aceste două bazine avem numai pentru reproducere. Au o miere de la 250 de grame, 300 de grame. Ei sunt maturi pentru reproducere la 3 ani. Și după aia mai putem ține 2-3 cicluri de reproducere. După aceea îi scoatem la consum. Icrele vor veni puse în casa de incubație în perioada octombrie. Vor sta la incubat până în primăvară, cam februarie-martie, când începe ecloziunea. După ecloziune, când se termină sapul vitelin, îi vom scoate puietul de acolo, vor fi scoși la troci și învățați să se hrănească. După atât a povestit, mai că mi s-a făcut foame, așa că fuguța înapoi la cabană cu păstrăviorii. O rețetă delicioasă începe neapărat cu un coș de legume proaspăt culese din grădină, mai ales că e vorba despre o rețetă specială pe care nu veți pregăti, da, nu-i așa? Da. Despre ce e vorba? O să facem o ciorbă de păstrăv cu legume. Ce avem acolo în coș? Ardei roșu, morcov, ceapă, roșii, păstârnac și țelină. Iar aici? Borș de butină, ulei, sare, un sos făcut în casă. Ăsta este ingredientul secret? Sosul făcut în casă? Da. Sau nu ni-l spuneți pe acela secret? O să spunem, mai la urmă. Și păstrăv. Neapărat păstrăv fântânel adus de la... proaspăt, de la păstrăvărie. Păstrăvăria Înțărcătoarea. De cât timp a fost scos păstrăvul de fază? O oră, atât. Mai proaspăt de atât? Nu se poate. Nu se poate, exact. Dacă primiți și un ajutor de bucătar, eu mă pot cum alătura. Să nu? Cum să nu? Bine, ne apucăm de treabă, nu? Sigur, da. Această rețetă de mult timp? Da, rețeta am învățat-o aici. Aici, la cabana Înțărcătoare? Aici, la cabana, da. De la cine? E, de la fata care era înaintea mea. Asta înseamnă că e o... e o tradiție, da. E o tradiție. Da, da, da. Adevărul este că nu am mai mâncat până acum ciorbă de păstrăv. Nu e chiar o ciorbă pe care lumea o face gătește fiecare zi. Nu, nu, nu. Doar aici, având păstrăvul aici lângă noi. Nu iese bună ciorba dacă nu e cu păstrăv proaspăt. Nu, cred că ăsta e singurul secret. Cam cât păstrăv ați gătit la până acum, de când sunteți aici? Deci dacă gătim în fiecare zi pentru câteva persoane, putem să socotim în 6 ani. Sute de păstrăv. Da. Și ardei frumos. Da, să știți că au fost plătiți tot. Cum îl tai? Deci îl desfacem acum în două, așa cum faceți acum. Mărunt sau...? Și mărunt, da. Am înțeles. Ce spun turiștii și vânătorii când gustă din ciorba de păstrăv? Dacă vorbim de vânători, când sunt obosiți, o ciorbă caldă... E minunată! Da, da, da. Da. De cât timp lucrați aici, cred că ați auzit multe povești vânătorești. Da, bineînțeles, fiind cabana de vânătoare, da. Vă aduceți aminte una? Vânătorii își povestesc unul altuia, ce trofee au acasă, cât au fiecare care au împușcat cel mai mult. Sunt lăudăroși? De asta sunt vânători. Suntem foarte grele la noi. Anul acesta se anunță o iarnă foarte grea. Va trebui să vă încălziți cu ciorbițe. Cu ciorbițe, da.
O să mâncăm, cred că, foarte multă ciorbă anul ăsta. Vorbă, am terminat de pregătit legumele, ce-i drept și ajutorul de bucătar a fost de nădejde, da, nu-i așa? De nădejde, sigur. Ce urmează? Acum toate ingredientele le punem la fiert. Cât timp? Cam 20 de minute. 20 de minute. Și păstrăvul la final? La final. După ce i-a crit. Acum o să călim roșii. Dacă ofer legume, trebuie să înlăcrim ciorba cu porș de putină neapărat. Neapărat? Neapărat. De ce? Ăsta e, cred că, tot farmecul la ciorba de păstrăv. Va sta foarte puțin păstrăvul, nu? La fiert. Da, puțin de puțin. Ciorba de păstrăv nu e singura specialitate a gospodinelor din mănăstirea Cașin. O altă delicatesă este păstrăvul afumat în cetină de brad, adică hârzobul. În familia Bordeanu e o pasiune transmisă din generație în generație. Din ce lemn se face hârzobul? Special din noiere de iarnă. Iarnă, pe timp de vară se face din sânger, lemn cânet, fiind mai efectiv. Iarna nu are sebă și modelăm mai ușor. Pe timp de vară are sebă și pocnește, deci la prima îndrăjură s-a pune. Cine le-a văzut hârzoavele din zona noastră, sunt deosebite din altă parte. Sunt chiar foarte deosebite, nu? Au că le păi fac, alții fac cercurile astea mai mult rotunde și nu iese nici rotundul perfect, nu știu cum aranjează peștele, nu? Dar nu au aspectul comercial. De unde ați învățat să faceți hârzou? De la părinții mei. Părinții mei au lucrat în zona aia, Scutaru, Buciaș, Înțărcătoare. 42 de ani au stat acolo. Acolo m-au născut și pe mine. Și după ce ei s-au pierdut, unde să nu piardă tradiția, am început să fac încetul și eu. Asta înseamnă că îl veți învăța și pe cel mic să facă pe hârzoavă. Da. Așa depinde acum. Dacă el o să vrei să înveți, că acum o ajută pe bunica, mai leagă și el câteodată. Era un super trei de tradiția în familie. Asta, da. Fiind secret de familie, o fi de bun. Da, da. Mare. Deocamdată el doar mănâncă peștele acum. Da. M-am convins că farmecul mănăstirii Cașin este dat de oamenii aceștia de munte, veseli și harnici, ca tante Angelica, bătrâna satului, care de dimineață până seara frământă prescuri pentru biserică, iar când se odihnește, ia chișița în mână. Mai fac și pentru o rudă, un vecin care are neapărat nevoie să facă. Dacă ați fapt, m-am făcut o sată, făceam până la 1000 de ouă. Da, da, nu dormeam, eu și cu nora mea. Dar nu dormeam o oră pe noapte. Dacă? Și acum m-am lăsat să mai fac în sat, că nu mă mai putez. Avem un reportaj
Mănăstirea Cașin mai are încă multe să-mi arate. Pornim acum spre rezervația Buciaș. E o zonă protejată, un sanctuar al cerbilor, al caprelor negre și al marilor carnivore. Aceasta este una dintre comorile mănăstirii Cașin, nu-i așa? Obiectivul de referință pentru mănăstirea Cașin, din punct de vedere peisagistic, cascada Buciaș are o cădere de aproximativ 20 de metri. Este situată în inima rezervației Buciaș, care are o suprafață de aproximativ 420-430 de hectare. Și noi venim cu Evladie la acest punct, într-adevăr. Așa cum spuneam, este un punct de referință pentru noi. Și, în general, cam pentru toată lumea care vine la mănăstirea Cașin, este mai puțin cunoscută. Însă, din câte știu, este cam printre singurile cascade din județul Bacău. Legendele spun că, de mult tare, fiica unui cioban s-a îndrăgostit de unul dintre haiducii care cutreierau prin acești munți. Bărbatul a fost ucis în luptă, iar fata, copleșită de durere, a venit aici și s-a aruncat în cascadă. De atunci, unul dintre turaiele care își aduce apele spre cascadă poartă numele de Fata Moartă. Este un loc încărcat de istorie, în zonă, ca aproape în toate zonele din comuna Mănăstirea Cașin, au fost luptele, celebrele lupte din Triunghiul Mărăș-Mărășești-Oituz din 1916-1918. Și o descriere frumoasă o face Ioan Misir în cartea Fata Moartă, chiar așa se numește, Fata Moartă. Locul, muntele Fata Moartă, v-am spus, este mai sus cu aproximativ 10 km de punctul în care suntem noi. Aici, pe muntele Fata Moartă, și-a amestecat sângele cu pământul și pâraele în toamna lui 1916, eroul Alexandru Florescu din Ploiești. Trupele lui cuceriseră muntele ocupat de dușmani printr-o ofensivă teribilă, înaintând pieptiși de-a lungul coastei. Când a fost încercuit de trupele inamice, a refuzat să se predea. A căzut, doar după o crâncenă luptă, la baionetă. Scrisoarea de înștiințare a morții eroului, trimisă soției lui, Victoria, e păstrată în arhiva Comunei Mănăstirea Cașin. Locotenentul își doarmea somnul de veci alături de alți 8.000 de viteji în cimitirul eroilor din Mănăstirea Cașin. Sunt mai mulți decât locuitori în comună. În mijlocul cimitirului, una dintre cruci poartă inscripția: ostașului care n-a știut ce e primeștia în apărarea pământului iubit al țării sale,
aceluia pe care, biruitor asupra rănilor, fatalitatea singură l-a putut răpi. Regina României a vărsat o lacrimă pe locul de odihnă. Nimeni nu poate ști azi dacă povestea de iubire a reginei Maria cu sublocotenentul Obreja a fost adevărată. Cert este că cea mai mare cruce din cimitirul eroilor este a unui sublocotenent, iar inscripția e dovada vie că eroul avea un loc special în inima reginei. Regina a petrecut luni întregi pe frontul din Cașin în 1916. A îngrijit răni, a pansat suflete și, cel mai important, a sădit iubirea de patrie în inimi de viteși. În perioada interbelică, Regina Maria venea pe Valea Cașinului să petreacă noaptea de înviere. Își împlinea o promisiune pe care o făcuse în timpul războiului. Dacă Dumnezeu îi va ajuta pe români, ea se va întoarce în fiecare an aici să aprindă o lumânare în memoria eroilor care s-au jertfit pentru un ideal, România Mare. Am plecat la Mănăstirea Cașin pentru înviere. A fost unul dintre cele mai frumoase evenimente pe care le-am trăit vreodată. Am fost întâmpinată de sute de țărani cu lumânări aprinse în mâini și am urcat în procesiune până la mănăstire urmați de toate acele lumini. Tot timpul m-am gândit la Paștele din 1918, când cu inima plină de tristețe și cumplită ură față de cei care îmi distrugeau țara, am venit aici, cu micile mele lumânări aprinse, jurând să mă întorc la un alt Paște dacă țara mea va fi eliberată.